Or sunt amiciodară din Oltenia. Am trăit mai mult în Franța decât în România, la vârsta pe care o am. M-a dus acest începător cu el prin anii 77 și de atunci m-a preocupat foarte mult traducerea. La început, la nivel personal, adică mergeam pe stradă și îmi ziceam cum aș traduce eu. Mai târziu le spuneam și studenților că trebuie să fac același exercițiu. Pe urmă am fost frustrată că în librării nu exista literatură română, în afară de Ionescu, Siobhan și cam atât, mai târziu și Țepeneac. Și ne-am hotărât să traducem literatura română. Deci Jean-Michel Ion a început din 80, a publicat deja vreo 20 și ceva de cărți din literatura română. Prin 90 am început și eu, nu mai devreme, să public și eu. Pe mine m-au atras mai mult femeile. Am început cu Hortensia Papadat Bengescu. Nu, numai în acest sens. Altfel nu vezi că sunt maritate. Așa. Până la Monica Dragicescu, care era o scriitoare destructivistă. Aș traduce mult mai mult. Am tradus-o și pe Marta Petreu cu romanul ei. Am reușit să deschid gustul a doi editori francezi, Seuil pentru Pârvulescu, pentru Ioana Pârvulescu, și Belfond pentru Simona Sora, pe care a tradus-o colega noastră, Lord Henkel. Așa, continui să-i excit pe editorii francezi, care sunt greu excitabili la literatura română. Voi știți, colegii mei mai vechi, ce greu e să deschizi apetitul unui editor străin, dar de fapt trebuia să spun despre ce am venit aici, nu? Încerc să, ca și Jean-Michel, care mai degrabă este pe literatura clasică, mă gândesc că avem câțiva clasici încă necunoscuți și care ar merita să fie publicați. Mara, cu care a început și colegul Roberto Merlo la anul trecut. Eu am discutat cu un editor, Camburachis se numește, care ar vrea și n-ar vrea, ar vrea și n-ar vrea. Sper că totuși până la urmă se hotărească. El a publicat Nedecocea, Vin de Romvie. Și a zis, știu cine este Slavici, știu cine este și Rebreanu, pentru că se vorbește în prefața la Nedecocea. Drept pentru care a acceptat imediat și a publicat anul acesta Adam și Eva de Rebreanu, tradus de Jean-Michel Oriol. El e mai modest și mai tăcut, așa. Eu sunt secretara lui acasă. Vreau să spun că de anul trecut, de când ne-am despărțit, a publicat și Mihai Eminescu în ediție bilingvă la editura Noliu, Adam și Eva, și Cezar Petrescu, care tot am dumneavoastră de pe aici, Calea Victoriei, Transfund de la Victoria. Eu am terminat Horia Ursul între timp, care urmează să apară, și acum traduc un roman gen polițist, publicat la Cartea Românească, de un tânăr absolut necunoscut, pentru că nu e scriitor de profesie, Bogdan Costin. Romanul se numește Cum să faci primul milion. Și am găsit destul de repede editor, că pe toată lumea interesează cum să facă primul milion. Pentru al doilea poate e mai greu. Selectat la Chandelier, nu? Da, dar era al doilea. Al doilea. Da, al doilea. Este, nu, repetat, este prost scrisă, dar povestea este foarte interesantă. Dar cum îi povesteam lui Roberto, editorul a zis, chiar dacă nu e foarte bine scrisă, de la traducere, autorul știe și a avut această, cum să spun, această modestie, să-mi spună, tăiați ce nu vă convine, dar eu n-am tăiat deocamdată, am tradus tot și eventual așa facem totdeauna. Editorul mai taie. În felul acesta eu am conștiința împăcată față de autor și profesional, pentru că eu am tradus tot și ce nu-i place editorului se mai aleagă el, se mai întâmplă. Și aici am venit deci cu Mara și o să vorbesc, o să încerc să aflu cum se traduc termenii de adresare și de familiari. Nenea, bădia, tanti, țața. Ușor dacă există în limba. Dacă nu există. Da, nu exact. Și n-ai cum. În aceeași ordine de idei, cred că o să-mi aleg tema elevilor dumneavoastră, Deina și Dor. Cum le traducem? Că le traducem până la urmă, ce să facem? Dar să vedem cum le traducem.
de spus, dragii mei, ce des cuvântul colegii mele din Bulgaria. Da, sunt